În numele grupului pentru dialog social, permiteți-mi să vă salut și să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la această dezbatere foarte importantă, urgentă și dificilă. Sunteți printre noi reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai CSM, ai DNA, procurori, judecători, sunteți membri ai grupului pentru dialog social, membri ai corpului universitar, jurnaliști și reprezentanți mass media și încă o dată vă mulțumim că sunteți printre noi. Am să vă rog, având în vedere specificul acestei dezbateri, în primul rând să vă spun că nu este o conferință de presă, ci este o dezbatere. În al doilea rând am să vă spun și am să vă rog să ia cuvântul cu precădere participanții invitați oficial și care au confirmat că vor veni și eventual în unele cazuri să-și spună numele ca să putem să-i înregistrăm pentru transcrierea discuției. Iar în al treilea rând am să vă rog ca întrebările pe care le formulați din sală să aibă legătură cu tema acestei dezbateri. Acestea fiind zise, am să-i dau cuvântul imediat Andrei Pora, redactor șef al revistei 22, să preia moderarea acestei dezbateri. Cum știți, tema dezbaterii... E deschis? Da? Acum, da. E legată de legile justiției și... nu e? Ia. Ceva, da. Ține-le așa. Bun, da, cred că se aude, nu e sala așa de mare. Deci aș vrea să vă propun și să propun invitaților noștri câteva teme mari legate de această chestiune a legilor justiției. Să începem cu faptul că pachetul a fost criticat de majoritatea magistraților, ne aducem aminte că a primit deja două avize negative de la CSM, că s-au pronunțat împotrivă DNA-ul, parchetul general, forumul judecătorilor, procurorii au semnat o petiție prin care au cerut retragerea legilor care a strâns vreo 4.000 de semnături. Deci e clar că a fost o opoziție din rândul, să zicem, instituțiilor din justiție. Acum, legile sunt în Parlament, nu s-a ținut cont de aceste critici, nu a fost o dezbatere reală publică din care să se tragă niște concluzii și de aceea zic așa că în primul rând poate nu toată lumea cunoaște și nu toți sunt familiarizați și urmăresc zi de zi ce se întâmplă, care sunt riscurile majore care derivă din aceste legi. Deci asta ar fi o temă și a doua temă, de ce atâta grabă? Adică ele au ajuns rapid în Parlament, deja există declarații că mâine intră în comisie fără să se mai ceară măcar avizul comisiei de la Veneția. Toate aceste legi, în loc să urmeze și aici poate cei parlamentarii prezenți să explice, nu urmează, după părerea mea, poate mă înșel, o procedură normală și anume dezbatere în comisiile juridice. Vedem că ele merg la o comisie specială. Este ceva cu totul atipic. A treia temă, aș dori să discutăm despre modificările care vor fi aduse codului penal și codului de procedură penală, pentru că în această zonă modificările sunt cu aproape irreversibile pe termen extrem de lung. Știm că acționează codul cel mai favorabil. Bun, și am să încep prin a ruga pe cei reprezentanții CSM-ului care au dat aceste avize negative să ne spună de ce și care consideră ei că sunt riscurile majore ale acestei. Deci avem lângă noi pe doamna judecător Andreea Chiș și pe domnul Bogdan Mateescu. Și vă rog după aceea cine vrea să înscrie la cuvânt, îmi faceți semn și...
Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Sunt Andreea Chiș, membru al secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, reprezint în Consiliu Curțile de Apel, pentru că sunt judecător de Curte de Apel. De ce am dat aviz negativ? Consiliul are rolul constituțional de a apăra independența sistemului judiciar a fiecărui judecător și procuror în parte. Și pornind de la acest rol, noi am văzut niște pericole majore în ceea ce privește independența și a sistemului și a fiecărui magistrat individual, pentru că în aceste legi sunt câteva prevederi, în aceste proiecte, în special cele vizând răspunderea magistraților, despre care am să vorbesc și am să las pe Bogdan să vorbească despre celelalte critici aduse proiectelor, care cumva creează niște pârghii în mâinile ministrului justiției, pârghii care ar putea să fie acționate în dosare concrete, atingând independența judecătorului în special, dar și a procurorului. Și acestea sunt cele trei forme de răspundere: penală, disciplinară și materială. S-a spus, judecătorii și procurorii nu răspund în țara asta. Nu este adevărat. Dacă lecturăm legile în vigoare la ora actuală, noi răspundem și penal, și disciplinar, și material. În ceea ce privește răspunderea penală, la ora actuală sunt parchete care cercetează judecătorul sau procurorul în funcție de infracțiunea pe care a comis-o. De exemplu, DNA-ul, că tot este doamna procuror general aici, ne cercetează în ceea ce privește infracțiunile de corupție pe care le comite. Acum, acest proiect propune crearea unei direcții specializate pe infracțiuni comise de magistrați, orice fel de infracțiuni. Adică inclusiv cele la legea circulației, ca să vă dau un exemplu, fără să explice de ce este nevoie de crearea unei direcții, având procurori specializați, pe persoana judecătorului și a procurorului și nu pe tipuri de infracțiuni, pentru că specializarea noastră presupune specializarea într-un domeniu al dreptului și nu după persoana celui cercetat. De ce este o vulnerabilitate acest lucru? În primul rând, pentru că ar presupune un nou procuror șef, care este propus de ministrul justiției. Nu poate fi numit decât acel procuror care este propus de ministru. Și acest procuror șef va conduce o direcție compusă din 20 de procurori. De ce 20 de procurori să-i cerceteze pe judecători și procurori? Nu s-a făcut, sau cel puțin nu există nicio explicație în expunerea de motive a proiectului, dacă s-ar fi făcut o cercetare pe numărul infracțiunilor comise de magistrați, vedem de ce este nevoie fix de 20 de procurori. Procurorul general în plenul care a dat aviz negativ a spus că anul trecut, de exemplu, au fost 16 trimiteri în judecată. De ce este nevoie de 20 de procurori pentru 16 infracțiuni comise de magistrații, în general. Iată deci că am acești 20 de procurori care sunt numiți de fapt de un procuror propus de ministrul justiției și implicit este vorba de o pârghie în mâinile ministrului justiției în ceea ce privește răspunderea penală a magistraților. Sigur veți spune, ok, dar nu contează, am auzit această obiecțiune din partea unui membru al Parlamentului, dar indiferent cine anchetează magistratul în penal și în disciplinar urmează să discutăm, până la urmă va ajunge în fața unui judecător. E adevărat, dar odată trimis în judecată, el este suspendat din funcție, nu mai poate să-și exercite profesia și în timpul cercetării penale trebuie să meargă să se apere în loc să-și facă dosarele. În ceea ce privește răspunderea disciplinară, este foarte neclar ce se va întâmpla cu inspecția judiciară. Pentru că, sigur, s-a renunțat la formula de a trece în subordinea ministrului justiției, s-a încercat să se acrediteze ideea că ar fi o instituție total independentă. Este și acum o instituție independentă, pentru că are bugetul ei, inspectorul șef este ordonator principal de credite, inspectorii sunt numiți pe baza unui examen dat în fața unei comisii numită de inspectorul șef, adică sunt complet independenți practic de CSM. CSM-ul numește comisia care îl examinează pe inspectorul șef și adoptă regulamentul inspecției judiciare tot la propunerea inspectorului șef, deci practic inspecția judiciară la ora actuală este un organism independent. Putem eventual discuta independența inspectorilor judiciari față de inspectorul șef, pentru
că inspectorul șef este cel care decide practic cine devine inspector judiciar, el numind comisia, practic controlează acest lucru și are atribuția prevăzută de lege să infirme sau să confirme soluțiile inspectorilor judiciari, judecători și procurori. Noi tocmai de aceea, dacă poate vom avea timp mai târziu, am și luat niște măsuri în legătură cu regulamentul inspecției și l-am modificat anul acesta, spunând că nu este normal ca acest unic om să decidă cine devine inspector judiciar și că ar trebui să fie o comisie care este numită de CSM la propunerea Institutului Național al Magistraturii, deci să se organizeze un concurs prin Institutul Național al Magistraturii, așa cum se organizează toate concursurile de promovare din sistem, tocmai ca să asigurăm o independență reală a magistratului cercetat disciplinar. Vine acest proiect de lege și spune inspecția trebuie să fie independentă de CSM. Total independentă nu are cum să fie, pentru că nimeni nu este independent în țara aceasta, poate doar Parlamentul, care este ales nemijlocit de popor. În rest, cel puțin șeful unei instituții trebuie numit, trebuie să dea un examen în fața unei comisii care trebuie numită de cineva. Și atunci nu este foarte clar ce se va întâmpla cu această inspecție. Se spune în acest proiect de lege într-un mod cu totul neobișnuit, pentru că ne anunță comisia că urmează să se adopte o lege specială în ceea ce privește inspecția judiciară și în proiectele legilor justiției, mai exact în proiectul privind modificarea legii privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că acolo avem dispozițiile privind inspecția judiciară, se arată într-o dispoziție finală că ea urmează să se reorganizeze și că va funcționa sub autoritatea unui Consiliu de Integritate pentru judecători și procurori, fără să se spună din cine este compus acest Consiliu de Integritate, din judecători, din procurori, din deputați, senatori, din societate civilă. Cine îi numește? Este un consiliu paralel cu Consiliul Superior al Magistraturii? Vrea să ia atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii? Este cu totul și cu totul neobișnuit ca și tehnică legislativă, deși sigur s-a mai întâlnit și în alte legi să anunțe legiuitorul că vrem să adoptăm o lege specială, dar aici este foarte ciudat, pentru că nu poți să modifici o dispoziție privind inspecția fără să arăți exact în ce direcție o modifici, adică arunci cumva buzduganul că urmează să dăm o lege specială pe care n-am consultat deloc sistemul judiciar. Asta este răspunderea disciplinară. Iată, deci o altă pârghie. Și aici s-a spus, dar secția pentru judecători finalmente și cea pentru procurori va soluționa acțiunea disciplinară, adică indiferent cine îl cercetează pe judecător sau pe procuror, în cele din urmă ajunge în fața secției compuse din magistrați independenți, nu e nicio problemă. Ba, este o problemă, pentru că dacă vă uitați, cercetarea unui judecător sau unui procuror poate fi făcută o perioadă de timp determinată. Sub unele sancțiuni, inclusiv nulitatea unor acte de procedură. Și de ce acest lucru? Pentru că a fi investigat disciplinar înseamnă că trebuie să te duci să te aperi. Imaginați-vă ce înseamnă să mă duc să mă apăr în loc să-mi fac dosarele, că oricum volumul nostru de muncă este foarte mare. Și ce ar însemna să ți se facă multiple dosare disciplinare atunci când inspecția judiciară intră sub oblăduirea unei alte putere a statului. Iată un alt mijloc de presiune, un alt posibil buton pe care se poate apăsa. Și în fine, răspunderea materială. Am văzut că au fost colegi care au spus, dar e chiar mai bine reglementată la ora actuală, pentru că definește mai bine ce înseamnă reaua credință și glava neglijență în încălcarea unor norme legale. Aparent așa este la prima lectură. Dar dacă ne uităm mai atent, ce spune acest text de lege? Aparenta precizare. Nu spune cum spune norma actuală, că trebuie să încalci o normă de drept substanțial sau procesual. Pentru cei care nu sunt juriști, ce înseamnă procedură, ce înseamnă drept substanțial? Drept substanțial este dreptul civil, dreptul penal, dreptul administrativ și dreptul procesual este felul în care îți prezinți, de fapt, cauza în fața judecătorului. Deci niște reguli concrete ca procesul să nu se desfășoare într-un mod haotic. Ei vine cu o precizare proiectul și spune încălcarea unor dispoziții exprese ale legii. Și pare, wow, dar ce clar.
clar, adică numai dacă ai încălcat o dispoziție expresă a legii. Însă nu cred că e o greșeală, sau dacă e o greșeală, e una gravă, pentru că legea nu se interpretează întotdeauna potrivit textului ei, ci și potrivit spiritului ei, și uneori trebuie să sacrifici textul spiritului legii. Trebuie să vezi care a fost voința legiuitorului. Deci este foarte grav să limitezi posibilitatea judecătorului de a interpreta legea în spiritul ei. Și prin aceasta consider iarăși că este vorba de un alt buton pe care se poate apăsa. De ce spun acest lucru? Adică, de ce este importantă această independență a judecătorului? Nu este un privilegiu, cum încearcă să se acrediteze, că noi vrem să ne păstrăm niște privilegii. Independența judecătorului nu este pentru el, este pentru justițiabil. Cel care vine în fața ta trebuie să fie sigur că soluționezi cauza potrivit legii și propriei tale conștiințe, fără să vină cineva din exterior să te influențeze, să exercite o presiune de orice natură ca să te determine să dai o soluție într-un anume sens. Am să las pe Bogdan să vorbească poate despre recrutarea... O să, dacă nu avem decât un microfon, poate îl facem și pe ăsta să meargă cumva. Pentru că ați vorbit de independența judecătorului, haideți să vorbim și de independența procurorului. Pentru că ea există și nu există, nu? Ministrul ne spune că e sub autoritatea, deci procurorul este sub autoritatea Ministrului Justiției și că așa va fi viitorul proiect, ceea ce ridică niște semne de întrebare. Și de asta îmi permit să-i dau microfonul doamnei procuror Gen. Păi, colegii din CSM. Bine. Domnul procuror, și vă rog. Da, așa, deci... Așa se întâmplă, ne rugăm unii pe alții, nu numesc. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Bogdan Matescu, sunt judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Despre inspecție, despre răspundere, a spus colega mea mai multe. Astăzi a apărut și este publică motivarea noului aviz negativ pe care Consiliul l-a dat. Propunerii ultime, că nu mai știm dacă vorbim de o propunere inițială sau de o propunere asumată sau de o propunere, nici nu ce procedură, în paranteză fiind spus, propunerea domnului ministru Tudorel Toader nu s-a finalizat, nu a fost însușită, dar nici poziția din registru nu s-a închis în nicio formă cunoscută de normele regulamentare. Aș vrea să pornesc, sunt totuși ales de judecătorii, reprezint toți judecătorii în Consiliu, să începem cu promovarea, cu admiterea în magistratură. Prin proiectul Tudorel Toader s-a propus o condiționare de vechime, prin proiectul, nici nu știu ce inițiator mai reprezentativ să numesc, proiectul asumat de Parlament s-a propus o majorare a stagiului la 4 ani. Nimeni nu s-a gândit că dacă această modificare legislativă ar intra în vigoare efectiv, timp de 4 ani de zile la judecătorii, nu voi mai primi niciun judecător definitiv prin Institutul Național al Magistraturii. Și judecătoriile deja, în realitate toate instanțele, dar mai ales judecătoriile, se confruntă cu acută lipsă de personal. Colega mea vorbea de o lipsă de studiu de impact, să știți că de lege la ATA este obligatoriu studiul de impact în legile importante. Avem dispoziția din legea 24/2000, apropo de tehnica legislativă pe care pare că doar unii o știu și o clamează, dar nu o aplică niciodată. Poate că inițiatorilor nu mi s-a părut o lege importantă, modificarea legilor justiției, așadar lipsește un studiu de impact și nici domnul ministru, care fără îndoială știe foarte multe, nu a putut să-mi explice cum judecătoriile ar putea face față fără niciun judecător definitiv timp de 4 ani de zile și cine ar mai putea să promoveze la tribunal și apoi la curte, astfel încât riscul este generalizat la toate instanțele și pe termen lung. Ceea ce vreau să mai completez la la discursul doamnei judecător legat de inspecția judiciară. Motivația celor care au inițiat această modificare legislativă a vizat caracterul nefuncțional al inspecției judiciare. 1. Și 2. Faptul că instanța Consiliul Superior al Magistraturii nu poate avea în componența sa organul care cercetează. Ambele motive sunt absolut neîntemeiate. Inspecția judiciară trebuie să rămână ca structură independentă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
Dar tot Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că este singurul organ constituțional care apără independența justiției, va trebui să aibă pârghii adecvate în ceea ce privește îmbunătățirea managementului, și nu vreau să ne ascundem după deget, poate fi discutat managementul inspecției judiciare, iar de lege lata Consiliul nu poate face decât în temeiul unui raport de audit pe care tot inspectorul șef îl contractează. Prin urmare, cred că înțelegeți foarte bine caracterul eficient sau nu al acestei dispoziții. O altă situație, și aș vrea să imunesc, că nu vreau să monopolizez discuția, a fost aceea legată de independența procurorilor. Bine, înainte de asta vreau să fac o paranteză și să răspund întrebării doamnei Pora, de ce atâta grabă? Sigur, vi se va răspunde așa. Modificările sunt în discuții publice de circa 2 ani de zile și inițiativa partidului vechiului Consiliu. E adevărat. Împreună noul Consiliu însă a reluat legea și a reluat modificările pentru că, bine, noul Consiliu, să zicem, corespunde așteptărilor actuale ale sistemului judiciar. Împreună am muncit zile întregi, nopți, da? În primăvară și-am creat niște propuneri pentru că noi am imaginat un progres al sistemului judiciar și nu un regres. Pentru că, din punctul nostru de vedere, dacă se va adopta această lege, va fi un real regres și vom dezvolta. Am transmis propunerile noastre Ministerului Justiției, care se zice că le-a analizat și nu mă îndoiesc, n-am niciun motiv să mă îndoiesc, sau să zicem nu aveam, până la momentul 23 august. Acel 23 august, când domnul ministru ne-a anunțat propunerile și ulterior a alimentat scena publică, spațiul public, cu aspecte legate de preluarea propunerilor CSM-ului. Doamnelor, domnilor, să știți, sunt preluate propunerile ale Consiliului. Însă propunerile de substanță care duceau, din punctul nostru de vedere al tuturor, spre un progres în sistemul judiciar, nu au fost preluate. Și aici vreau să ajung. Este o necesitate afirmată și în rapoartele MCV și cunoscute de noi judecători și procurori, că numirea la vârful parchetelor, unul dintre aspecte, este, să-i spunem, perfectibilă și trebuie să se facă în oglindă cu numirea judecătorului suprem, reprezentantului puterii judecătorie și președintele în altei curs de casație și justiție. Noi am propus așadar și ne-am dorit ca aceasta să fie și viziunea inițiatorilor și decidenților legislativi, ca procurorul general să fie numit după aceeași procedură. Nu a fost așa. Trebuie să se realizeze un echilibru. Asta vreau să vă spun, sunt un ultim aspect, între factorii decidenți, astfel încât garanțiile de independență a celui care conduce Ministerul Public, pentru că este o garanție și pentru mine ca judecător să fiu eventual cercetat, Doamne, dacă greșesc, ca tot omul, care nu are imunitate, de către un procuror independent. Da? Ei, de ce să nu facă Consiliul Superior al Magistraturii, care este garantul independenței justiției, selecția pe criterii meritocratice, să înainteze propunerea sa spre avizare Ministerului Justiției, iar președintele României să o valideze conform competențelor. În felul acesta s-ar reduce nivelul de discurs public legat de o anumită doză de netransparență în ceea ce privește numirea șefilor pe parchete. Nu a fost însușită nici aceasta. Prin urmare, după 23 august am avut o propunere, doamna Pora, doamnelor și domnilor, apoi o altă propunere și acum probabil că se va adopta într-o săptămână. Nu știu să vă răspund așadar de ce atâta gravă și vă mulțumesc. Păi da, dar dacă e în oglindă, domnule judecător, înseamnă că, dacă înțeleg eu bine, ministrul justiției e scos din ecuație, nu? Nu? Un cuvânt, da, sigur. Ministrul Justiției, din punctul nostru de vedere, ar fi trebuit inclus în ecuație pentru că acea supraordonare sau constituțională nu se referă la actul de urmărire penală al procurorilor. Deci procurorul rămâne sub autoritatea pur administrativă și deciziile Curții Constituționale dezbat foarte unitar această problemă. Nu pe act de urmărire, procurorul rămâne independent, prin urmare există o dispoziție constituțională, este sub autoritatea lui administrativă, astfel încât poate fi implicat la nivelul procedurii cu un aviz consultativ din punctul nostru de vedere. Bun, deci doamna procuror general, acum din punctul DNA-ului de vedere, cum stă treaba cu legile? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Am să încerc să fiu cât mai sintetică.
Deși foarte multe dintre problemele pe care și DNA-ul le-a susținut în pozițiile publice pe care le-a avut deja s-au spus de către colegii din CSM. În ceea ce privește legile justiției, cred că sunt importante două aspecte. Prima, modalitatea în care se încearcă schimbarea acestei legi. Și a doua, chestiune care vizează fondul acestei legi. Dacă ar fi să mă refer la prima problemă, și anume a modalității. Este adevărat că există o urgență, nu știm de ce este justificată. Nu neagă nimeni dreptul Parlamentului și categoric este dreptul Parlamentului de a modifica legi, de a iniția proiecte legislative. Nu neagă nimeni dreptul Parlamentului de a înființa diverse comisii, dar constatăm aici că avem o comisie specială, ceea ce niciodată, din ce știm noi, pentru legile justiției nu a existat o comisie specială. Întotdeauna legile organice s-au discutat în comisiile juridice, după aceea s-au discutat în plenul celor două camere. Deci vedem că este o procedură deosebită în Parlament, o procedură de urgență, motiv pentru care și avizul solicitat de la Consiliul Superior al Magistraturii a fost unul în sistem de urgență. Nu neagă niciun magistrat din România faptul că există anumite probleme în cele trei legi care ar trebui îndreptate, legate de cariera magistraților, legate de promovări, legate de problemele care sunt puse în discuție. Ceea ce cred că toți magistrații au contestat a fost modalitatea în care se încearcă această modificare, prin lipsă totală de transparență, prin lipsă de consultare. Această consultare cred că se impune în primul rând din aceea că noi aplicăm legea, procuror, judecător și toți cei care vin și participă la actul de justiție, avocați, executori, judecătorești, notari și alte categorii profesionale. Și cred că din această perspectivă putem să oferim anumite puncte de vedere cu privire la vulnerabilități și riscuri care există atunci când se modifică o astfel de lege. Cel puțin în ceea ce privește punctul nostru de vedere, am susținut încă de la proiectul din 23 august, că există o încercare de a crește autoritatea Ministrului Justiției asupra activității procurorilor, ceea ce va afecta într-un mod grav independența procurorilor și nu numai, în mod indirect și independența judecătorilor. Și n-am să insist. Există trei chestiuni esențiale în cele două proiecte care, dacă vor fi adoptate în această formă, vor duce la acest efect al afectării grave independenței procurorilor. În primul rând, trecerea inspecției judiciare sub autoritatea Ministrului Justiției. A doua, modificarea condițiilor privind răspunderea materială a magistraților. Și aici nu mai insist pentru că au fost descrise suficiente argumente. Și a treia chestiune este înființarea acelei direcții de investigare a magistraților. S-a susținut în mod fals în spațiu public că DNA-ul se opune acestei modificări pentru că am pierde competență. Păi haideți să ne uităm pe cifre. Nu? Statistica este cel mai obiectiv observator. Și am scos câteva date statistice pe ultimii 12 ani, să nu fie nici 3 ani, nici 4 ani, 12 ani. Păi în 12 ani au fost condamnați definitiv un număr de 88 de magistrați. 44 de procurori, 43 de judecători și un magistrat asistent. Dacă pentru 88 de persoane condamnate în 12 ani trebuie să înființăm o direcție specială, mă îndoiesc că fenomenul infracțional în România s-a agravat datorită faptelor penale comise de magistrați, procurori sau judecători. În aceeași perioadă de timp avem 575 de ofițeri și agenți de poliție condamnați, 121 de lucrători vamal condamnați, 106 primari de comune, de orașe și municipii condamnați în aceeași perioadă. Ce o să facem? Dacă avem de 10 ori mai mulți polițiști condamnați, o să facem direcție pentru investigarea polițiștilor, direcție pentru investigarea primarilor, direcții pentru investigarea lucrătorilor vamal. S-a susținut că există probleme în justiție. Hai să definim noțiunea de problemă. Ce probleme există? Probleme există în orice sistem, și de justiție, și de educație, și de sănătate. Există probleme în sistemul de justiție cu resursele umane, există probleme cu aplicarea legilor, cu practica judiciară unitară sau neunitară. Deci nu cred că aceste argumente, cel puțin pe care noi le-am auzit în spațiu public, sunt suficiente. Ce lipsește, într-adevăr, lipsește o notă de fundamentare, lipsește niște studii de impact, din care să putem să ne dăm seama care a fost motivația pentru care astfel de modificări au fost incluse în aceste proiecte de legi.
În ceea ce privește codul penal, că ați zis că una din teme este aceasta, aici pe legile justiției s-ar putea să mai intervin. În ceea ce privește codul penal, chiar zilele trecute am auzit că modificarea în principal va viza sau vor fi anumite modificări în ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu. Avem o decizie care este deja cunoscută de toată lumea privind abuzul în serviciu, care a produs câteva efecte, dar care nu se reflectă în activitatea DNA. Și aș vrea să subliniez de la început că aceste efecte ale deciziei curții pe care le voi spune nu sunt neapărat chestiuni care țin de activitatea DNA, ci aceste efecte vizează întreaga societate. În anul trecut, rechizitorile pe care DNA le-a întocmit doar pe infracțiuni de abuz în serviciu, sechestrele instituite de procurori au fost de 263 milioane de euro. În acest an, ca urmare a deciziei Curții Constituționale privind abuzul în serviciu, 245 de dosare au fost clasate, dar nu acest lucru este relevant, ci faptul că 188 de milioane de euro care au fost prejudici în aceste dosare rămân recuperate și aceste fapte nu mai pot fi investigate. Deci vorbim de un tip de infracționalitate care, din păcate, este repetitivă, care este generalizată atunci când vorbim de achizițiile publice și care nu mai poate fi investigată de DNA pe viitor, pentru că avem o decizie a Curții Constituționale. Haideți să ne imaginăm dacă aceste efecte s-au produs doar ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale, ce se întâmplă dacă modificăm și noțiunea de funcționar public, dacă instituim și un prag minim la abuzul în serviciu sau dacă facem și alte modificări legate de, nu știu, incriminarea infracțiunii de abuz în serviciu împreună cu cea de luare de mită. Cam atât, probabil mai sunt și întrebări, am să vă răspund cu plăcere. Da, poate am să-i dau telefon, am să-i dau cuvântul domnului Liceanu, dar înainte de asta și vreau să vă întreb, totuși, doamna procuror general, chiar și din aceste statistici, da, nu e un abuz al incriminărilor pe abuz în serviciu? Că e una dintre problemele care... pe care o vedem ridicată în spațiu public. Adică nu-i prea mult abuz în serviciu în dosarele DNA-ului? Bun, haideți să plecăm de la fenomenul infracțional și să plecăm de la modul în care se fac achizițiile publice în România și să observăm că de-a lungul timpului, indiferent cum au fost modificate, cum a fost modificată legislația privind achizițiile publice, an de an, da? Au fost investigați funcționari, diversi funcționari, pentru modul în care au aplicat aceste dispoziții legale. Cu toate că anchetele DNA-ului au dus la un moment dat la crearea unui mit fals, din punctul meu de vedere, și anume că funcționarii se tem să semneze diverse contracte, în România se încheie zilnic. Mii de contracte se semnează, mii de documente și cu toate acestea, an de an, sunt investigații pentru infracțiuni de abuz în serviciu. Am fost acuzați că pentru o simplă greșeală funcționarii sunt cercetați pentru abuz în serviciu. Haideți să luăm câteva exemple. Atunci când un funcționar public, spre exemplu de la o primărie, cumpără materiale pentru primărie și greșește în așa fel încât cumpără la prețuri de 800% mai mult decât cele reale, vorbind de o simplă greșeală, sau când materialele pentru construcția unui spital sunt cumpărate cu 1000% mai mult decât prețul real, vorbind de o simplă greșeală, nu putem să vorbim de o simplă greșeală. Această infracțiune există în codul penal român încă din 1968. A fost aplicată an de an. Sunt mii de condamnări. Dar vedem că această discuție a apărut brusc în acest an. Sau mai exact, anul trecut, când a fost decizia Curții Constituționale. Conform statisticilor noastre, peste 50% din dosarele pe care le DNA le investighează au ca obiect infracțiuni de abuz în serviciu. Acesta a fost rolul DNA-ului, de a investiga corupția la nivel înalt și de a investiga fapte de corupție la nivel înalt sau fapte în legătură cu faptele de corupție, cum este abuzul în serviciu. Nu orice infracțiune de abuz în serviciu intră în competența DNA-ului, ci doar anumite fapte care au fost considerate de legitor mai grave în funcție de prejudiciul care este cauzat. Dar dacă într-un an de zile DNA în dosarele
în care reușește să strângă probe și să întocmească acte de acuzare, pune sechestre de peste 260 de milioane de euro, putem să ne imaginăm care este valoarea reală a pagubelor care se creează în domeniul achizițiilor publice. Bun, deci dau drumul la dezbatere. Cine vrea să ia cuvântul, să pună o întrebare sau să își spună opinia, să-mi fac așa un semn și mă voi ocupa. Da. Și să spună numele. Da. Deci. Nu am venit în această întâlnire cu gândul să iau cuvântul și drept care o să cer iertare dacă vorbirea mea va fi dezorganizată, mai ales privită față în față cu vorbirea cristalină a predecesorilor mei. Am fost provocat, ascultându-i, să vă spun că eu cred că o dezbatere dirijată în direcția asta nu va duce la absolut nimic. Și că acest mod de a dezbate aici, între noi, nu va trece rampa dincolo de noi, nici măcar pentru cei care sunt din grupul de dialog sau pentru ziariști. Discuția canalizată către detaliile tehnice ale domeniului nu va avea niciun efect de ameliorare a situației. Aș porni din cu tot o altă parte a o dezbatere de genul ăsta. Aș constata în primul rând că România, în momentul de față, așa cum a funcționat 27 de ani, a atins limitele democrației, în sensul că a ajuns într-un punct în care a reușit să creeze un impas din care noi nu mai știm să ieșim. Adică am ajuns la situații de o gravitate extremă care pun în pericol existența acestei țări și acestui popor cu legile democrației în mână. Lucru pe care aș vrea să-l discutăm cu dumneavoastră din punctul meu de vedere ar fi ce se întâmplă cu o societate dacă este privită din perspectiva instituțiilor, magistraturii, ale judecătorilor, ale procurorilor, când se constată că în momentul de față România este captivă, e capturată de grupuri care au reușit să se organizeze sub forma, cum numiți dumneavoastră, doamnelor și domnilor, crimă organizată. Dacă există dosare cu acest titlu și ele vizează structurile extreme de conducere ale societății românești, atunci te întrebi cum poate legea să-și privească eșecul văzând în ce măsură toată țara stă sub mâna unor oameni care au organizat totul în România sub eticheta crimă organizată. Cum? Felul în care vorbiți dumneavoastră, cu precauție, întrebându-vă, dumneavoastră ați spus, nu știu de ce se grăbesc. Asta ar presupune că aveți în față, sau că avem în față, parteneri de bună credință. Eu nu cred că cineva din această sală își imaginează vreo clipă că o discuție de genul ăsta se poate face cu oameni care n-au nicio urmă de bună credință. Așa încât discuția asta este complet lipsită de obiect. Știți prea bine că România în clipa de față în mâna unor clanuri, a unor bande organizate care au folosit toată structura democrației întorcând-o împotriva poporului pe care îl guvernează. Ce faceți în această situație? Întrebarea cetățeanului pe stradă. Dacă în punctul ăsta am ajuns, care este rolul dumneavoastră în final? Vă veți lupta cu ei din perspectiva Consiliului Superior al Magistraturii, dând avize negative la un program care își va urma drumul indiferent de avizele dumneavoastră? Așadar, de ce se grăbesc? Cum de ce se grăbesc? Știți cu toții răspunsul. Doamna Procuror General, îl știți. Domnule judecător, îl știți.
Deci dacă știți, de ce nu discutăm lucrurile pe față, spunând, ne-am atins limitele, nu putem face mai mult. Câtă vreme Liviu Dragnea e pus într-un dosar, i s-a pus și sechestru astăzi de către instituția noastră, în care e declarat ca responsabil pentru păgubirea țării astea, a fiecăruia dintre noi, de 20 de milioane de și alte furturi enorme legate de banii Europei, atunci ce discutăm? Noi stăm, nu se întâmplă nimic cu ei, nu știm cât durează cercetarea lor, ceea ce constatăm este că rețeaua care este așezată peste România este enormă, nu cred că puteți să o demantelați cu resursele pe care le aveți, așa cum sistemul de sănătate din România nu face față cu medici pe care îi are și ar trebui să aibă de 10 ori mai mulți medici, la infracționalitatea care s-a strâns în straturi din ce în ce mai dense de-a lungul a 27 de ani, s-a organizat din ce în ce mai bine, bănuiesc că ar trebui să avem de 10 ori mai mulți judecători și procurori. Așadar, ce vorbim? Are sens ca în acest context în care tot ceea ce se petrece, inclusiv povestea asta cu legile justiției, este făcută pentru a-i sluji și a le sluji acest artefact infracțional enorm? De ce jucați rolul de a intra în discuție cu bună credință cu oameni care n-au nicio bună credință? Cu un ministru al justiției care face pe față rolul de slujitor al intereselor acestei bande de crimă organizată? De ce discutăm la acest nivel? Nu vedeți că de luni de zile toată țara, toate televiziunile, toate ziarele discută detalii care nu duc la nimic? Ne puteam strânge aici exact în formula asta ca să discutăm fiscalitate. Veneau aici, ca la televiziuni, zeci de fiscaliști și vorbeau. Pentru ca să nu înțeleagă nimeni nimic. Discursurile noastre le putem admira unii ca noi. Dar să știți că nici măcar noi nu le putem urma până la capăt. Doamnă, mi-a plăcut dizertația noastră despre cele trei chestii, materială, cum ați spus. Dar și ce e cu asta? La ce ne ajută? Dezlegăm noi impasul îngrozitor în care ne aflăm în clipa de față? Credeți că ei chiar vreau să stea de vorbă cu dumneavoastră pe propunerile pe care le-ați făcut? Știți foarte bine că vor să ajungă în altă parte. Adică să-și facă un corpus de legi care să-i apere după ce au furat și au nenorocit țara. Deci întrebarea este ce facem când democrația ajunge un instrument în mâna infracțiunii? Ce facem? Asta e lucru care interesează lumea. Cum de acceptați ca oamenii care intră în pușcării și pușcăriile îți devină institute de cercetare și agramați și infractori de clasă să facă chipurile lucrări științifice? Cum acceptați așa ceva? Cum acceptați atâtea și atâtea lucruri? Inclusiv discuția cu ei pe acest teren. Dar ce credeți că vor să discute despre, cu adevărat despre fiscalitate? Vor cu adevărat discuții publice? Vor consfătuiri? Nu vor. Știți prea bine. Pentru că aveți în față o structură infracțională care funcționează după legea infracționalității. Ei trebuie să se acopere, să se salveze. Asta e tot. Dacă s-a ajuns să spună, au apărut oameni care au spus, stau eu la închisoare în locul lui Dragnea. Numai să plece. Doamnă, cred că în clipa de față, în grupul ăsta, există vreo 4-5 oameni care sunt dispuși să-i facă condamnați-l și eu mă înscriu primul pe listă să preiau o parte din condamnare. Vă spun sincer că mi-aș da parte din libertate cu gândul să salvez țara de asemenea monstruozități. Și în loc de asta noi facem discuții la GDS cu legile justiției când suntem în alt punct, în cu totul alt punct. Discuția trebuie să se facă între justiția de bună credință care sunteți dumneavoastră, noi care suntem societatea civilă, și să ne spuneți, să ne întrebăm împreună ce-i de făcut în situația în care nu se mai discută în limbajul tradițional al democrației. Și tot a devenit o farsă.
Pot să răspund acum, sigur, în limbajul de care sunt eu capabilă. Adică să explic mai clar față de ce ați spus dumneavoastră apropo ce înseamnă niște legi care atentează la independența judecătorului și procurorului. Pot să însemne că un procuror poate să fie împiedicat să facă dosare de mare corupție în ceea ce privește reprezentanții altor puteri și un judecător poate fi obligat, dacă tot au ajuns în instanță, să dea o soluție de achitare. Da, asta este într-adevăr, dar noi nu putem să folosim un alt limbaj. Limbajul nostru, din perspectiva noastră, mesajul nostru a fost acest aviz negativ, pentru că, vedeți, și în Consiliu au fost niște discuții. E suficient să formulăm niște critici și să spunem, acceptăm niște modificări pe care chiar noi le-am propus parțial și formulăm critici la cele cu care nu suntem de acord sau respingem în bloc toate legile. Ei, ce am putut noi să facem față de nivelul nostru de conștiință și față de statutul nostru de magistrat, care nu ne permite să folosim orice limbaj și orice instrumente, a fost să dăm acest mesaj puternic. Respingem în bloc legile, adică nu acceptăm nimic, nici măcar propunerile care au fost formulate de noi. Ăsta este felul nostru de a răspunde, că suntem foarte fermi pe poziție. Noi nu putem să luptăm cu alte mijloace decât cele legale, fiindcă nu putem să răspundem unei injustiții printr-o injustiție. Și nu fără discuție. Ce faceți în clipa în care vedeți că avizul dumneavoastră negativ are ca rezultat zero? Ce faceți? Noi am explicat inclusiv la întâlnirile cu reprezentanții Comisiei Europene ce se întâmplă și uitați că în raportul de țară se reflectă acest lucru, că justiția este independentă, în schimb față de aceste proiecte normative care pot afecta independența sistemului judiciar, se vede că progresele făcute de România în acest domeniu nu sunt irreversibile, așa cum se crezuse anterior. De aceea se spune că raportul de monitorizare, deci monitorizarea va continua și anul următor. Deci am făcut ce puteam noi să răspundem, să facem pe măsura limbajului și statutului nostru. Da. Am să-l rog pe domnul Baroi. Sigur că acum problema a fost cu totul alta ridicată aici de domnul Liceanu, dacă aceste instituții și-au atins limitele și eventual admit acest lucru și sigur ce-i de făcut, da. Domnule. Bună seara, mă numesc Adrian Baboi Stroie, am fost secretar de stat în Ministerul Justiției în guvernul Cioloș. Vreau să fac câteva precizări, una în continuarea cuvintelor domnului profesor Liceanu. Dezbaterea este viciată nu numai în detaliile ei, dezbaterea e viciată în cadrul ei general. Se vorbește de către proponenții acestor modificări despre o reformă a justiției. Este fals. Reforma justiției s-a făcut, s-a încheiat acum câțiva ani buni. Ea a început în anul 2004, a fost o precondiție pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană. A continuat cu câteva ajustări în anul 2005, cu mica reformă în justiție și zic eu că s-a încheiat în linii mari la sfârșitul anului 2011, când s-a finalizat cadrul pe răspunderea magistraților. Atunci au fost adoptate modificări legislative care au dat cadrul actual pe răspunderea magistraților. Atunci s-a încheiat reforma justiției, deci de 6 ani. Noi nu vorbim acum, nu e normal să vorbim acum despre reforma justiției, noi acum trebuie să vorbim despre ajustări, ajustări fine de sistem. Nu poți veni în acest moment să dai tot sistemul peste cap în disprețul principalilor actori din sistemul judiciar, să spui că tu faci brusc reforma justiției. Cum? Aducând sistemul judiciar în situația de acum 13 ani, când eram stat candidat la Uniunea Europeană. Deci această mistificare cu reforma justiției trebuie categoric respinsă. În al doilea rând, vreau să menționez câteva lucruri legate de cum s-a desfășurat dezbaterea publică pe modificările propuse la legile justiției de guvernul Cioloș. Au început consultările în luna februarie și au durat până în luna noiembrie. Au fost serii întregi de întrevederi, unele săptămânale, în special în primăvară.
Toți actorii sistemului judiciar au trimis opinii. Forma publicată pe site în noiembrie reflectă consensul practic sistemului. Nu s-a propus acolo nimic controversat, nimic ce nu întrunea măcar o largă majoritate a principalilor actori instituționali. Ceea ce ne-a propus acum ministrul Toader și ceea ce ne propune proiectul, să zicem, Iordache, este inacceptabil. Deci este pur și simplu o viziune de preaderare, de stat de tranziție, care ne întoarce în urmă cu 15 ani. Despre asta este vorba. Bună seara! Sunt Cristian Ghinea, vicepreședinte și deputat Uniunea Salvați România. Și nu o să intru nici eu în detalii tehnice. Este aici și colegul meu, Silviu Dehelean, deputat, membru chiar în comisia asta nenorocită de... cum se numește pentru legile justiției. Are un nume foarte complicat pentru că suntem într-un peisaj perfect bizantin în care cuvintele au altă semnificație în realitate decât cele formale. În primul rând mă bucur că sunt aici pentru toți pentru invitație. E o schimbare bună pentru mine să mai schimb aerul de la Nicolicea și Iordache și Dragnea zi de zi la doamna Chiove și la atâți distinși intelectuali, domnul Liceanu, Radu Filipescu și așa mai departe. Deci chiar ne prinde bine și nu o să intru în detalii tehnice, doar vreau să spun câteva gânduri politice, pentru că asta facem acolo în Parlament. Suntem într-un moment în care o vorbă preferată de domnul Iordache e la ordinea zilei. Domnul Iordache, când vrei să-i spui ceva, am fost membru în birou permanent și în diverse alte împrejurări, când încercam să blocăm ceva, domnul Iordache spune, hai să votăm, votul e mai tare decât glonțul. Asta este o vorbă lui Lincoln, pe care nu știu de unde a auzit-o domnul Iordache, dar la momentul respectiv avea o semnificație nobilă. Lincoln voia să spună că democrația este mai puternică decât armele și că votul și că voința populară sunt mai puternice decât puștile. De la ce a vrut Lincoln să spună până la ce a ajuns Iordache e cale lungă, dar asta este fraza care ți se servește în Parlamentul României sistematic atunci când propui chestiuni de bun simț, nici măcar chestiuni foarte, foarte complicate. Cred că e momentul să revenim la solidaritatea civică de astă iarnă. Pentru că ce se întâmplă acum este mai grav decât OUG-13. OUG-13 a fost ceva de o ticăloșie brutală, dar punctuală. Ce se întâmplă acum cu reforma asta este un stil bizantin de a ne lua până în învăluire, dar care are efecte mult mai dăunătoare și sistemice și care practic dă înapoi evoluția acestei țări cu mai mulți ani în care, ani în care la presiune civică cu înțelegerea unor forțe politice reformatoare și mai ales cu o presiune constantă de la Uniunea Europeană am avut niște câștiguri noi ca țară. DNA este un câștig. Independența CSM este un câștig. Acum nu se spune, domnule, desfințăm, pur și simplu, ci se creează un CSM paralel la acel Consiliu de Integritate, că asta este. Nu, noi avem un CSM ales de magistrați, ceea ce este forma supremă de independență a unei instituții judiciare. Lăsăm CSM-ul ăsta așa cum este, dar îi luăm din atribuții și mutăm la un Consiliu pe care îl facem noi. Ăsta este modelul bizantin de dublare a unor instituții independente, ce creează de fapt o nouă realitate în România. Și răspunsul nu este judiciar și din păcate nici măcar parlamentar. Răspunsul trebuie să fie public și în stradă, pentru că noi acolo nu prea avem ce să facem. Adică cu toată părerea de rău, aș vrea să vă spun acum că venim și salvăm țara din parlament, dar nu se poate. Adică
Inclusiv astăzi un coleg al meu, deputatul Tudor Benga, a mers la tribună și a spus că, nu, că degeaba votăm noi unanimitate achiziția de rachete Patriot dacă această țară este mult mai greu de apărat pentru că este o țară coruptă. Un alt coleg al meu, deputat Cristian Seller, a mers la tribună și a cerut demisia lui Liviu Dragnea, așa cum ne-am propus noi USR să cerem în fiecare ședință de plen, indiferent dacă vine sau nu vorba de ceva legat de domnul Dragnea sau că domnul Dragnea este prezent. Asta era prezent. Deci mijloacele parlamentare cam astea sunt și apelul meu este la dumneavoastră ca juriu moral al spațiului public să ne ajutați cu un îndemn la oameni să ne regăsim momentul OUG-13 și această solidaritate extraordinară care i-a făcut să dea înapoi. Pentru că acum momentul este mult mai grav. Mulțumesc! Rodica. Merge. Acum, sigur, pentru că dacă ar fi să fie respectat regulile unei dezbateri lui BC, ar fi trebuit să-i avem în partea opusă domnilor magistrați, pe domnii Iordache, Nicolicea și Toader. Dar ei n-ar veni niciodată și orice discuție cu ei ar fi un dezastru. Asta știm foarte bine. Pare rău, domnii Iordache, Nicolicea și de la minister au fost invitați. Sunt sigură că au fost invitați și, într-un fel, e bine că n-au venit, pentru că orice discuție cu ei, e bine, pentru că orice discuție cu ei, o spun și eu din experiența mea de one-time moderator, că nu duce la nimic bun. N-ar fi dus, deci ar fi fost echilibrat, dar n-ar fi dus la nimic bun. Înțeleg că domnul Liceanu a exprimat într-adevăr frustrarea pe care o avem toți din cauza unui blocaj. Dar blocajul nu-l pot rezolva invitații noștri din această seară. Pentru că democrația liberală nu funcționează, sigur că da, pe baza unor reguli și are unor legi. It's a rule-based society. Dumneavoastră ați respectat regulile pe care le aveți și nu vă puteți permite să fiți politizați. Nu puteți să vorbiți despre personajele, despre persoanele care fac obiectul unor dosare și sigur că toți cei, sau majoritatea celor care au putere de decizie în acest moment, au legătură cu dosarele penale mai ales. Deci e foarte greu să comentați și atunci sigur nu o să vă cerem dumneavoastră să faceți mai mult decât faceți. Dar aș vrea să vă întreb totuși și să îndrept discuția într-o altă direcție și anume în direcția a ceea ce totuși se poate face, așa ca să nu întreb și eu ca Lenin ce-i de făcut. Deși asta e ce avem de întrebat. Sigur, noi, pe de o parte, ar trebui să... Cernușevski, da, dar Lenin a preluat-o totuși, nu? Sigur, e foarte frumos să spunem, da, să ieșim din nou în stradă, dar cum facem chestia asta? Pentru că momentul februarie s-a pierdut și s-a pierdut pentru că nu s-a instituționalizat și nu s-a cristalizat nimic după acele proteste și fiecare s-a dus înapoi acasă foarte încântat, se pupă în oglindă de atunci cu toții. Bun. Deci întrebarea pe care eu aș vrea să vă pun, fără ca să, sigur, să riscăm vreo politizare a discuției, care sunt partenerii la care apelați pentru ca să ieșim din acest impas? Evident, nu puteți modifica legile, nu puteți intra în dezbaterea politică. Totuși, care sunt acei parteneri de care aveți nevoie? Avem aici reprezentanții unor partide de opoziție pe care ni le-am dorit, aceste partide ni le-am dorit mult mai active pe partea aceasta. Există și societatea civilă care înaintează petiții, strânge semnături, nu știu dacă este suficient. Credeți, vrem să fiu elegant, Andrei, sigur nu, da, totuși, come on. Deci care sunt partenerii de care aveți nevoie pentru ca să depășim acest moment care riscă să distrugă statul de drept, democrația, anticorupția, toate împreună? Și mai există un elefant în cameră care este Curtea Constituțională și care își face și ea, joacă și ea rolul ei în demontarea și demontarea tuturor progreselor care s-au realizat din 2005 încoace. Deci, pe de o parte aceasta și pe de altă parte,
dacă credeți că există posibilitatea unor sancțiuni din partea Europei, știu că există una din organizațiile judecătorilor care s-a adresat Comisiei Europene, cât de grave pot fi aceste sancțiuni și care este, pe de altă parte, sprijinul pe care îl poate da Europa pentru a se bloca abuzurile acestea. Adică încercăm să vedem dacă este nevoie și de o acțiune cetățenească de sesizare a forurilor europene. Mulțumesc. Am să încerc să răspund mai întâi domnului Liceanu. Cred că suntem cu toții din această sală conștienți de gravitatea situației în care ne aflăm. Unii putem vorbi mai direct, alții putem vorbi niște limite impuse de lege și impuse de statutul pe care îl avem. Și întâlnirile, cel puțin ale mele, cu inspecția judiciară sunt extrem de dese, dacă nu zilnice, măcar la două zile, așa că aș vrea să evit o nouă întâlnire pentru că fac anumite declarații ce depășesc statutul de magistrat. Cel puțin noi ca instituție, atât eu și colegii mei, cât și instituțional, reacționăm doar prin metodele și prin posibilitățile pe care le avem. Și anume, să facem declarații publice, să dăm comunicate de presă. Sigur, simțim cu toții, cel puțin de peste un an și jumătate, că suntem efectiv sub un asalt. Asalt care se manifestă prin hărțuiri, prin intimidări, încercări de intimidare, că nu își ating scopul, prin critici, uneori obiective, dar de cele mai multe ori nu, prin acel fenomen pe care îl știm cu toții de fake news, și la care noi nu putem să reacționăm decât instituțional. Și eu cred că asta face diferența dintre cei care lucrează într-o instituție a statului, că respectăm regulile și respectăm legea, și ceilalți care își permit să nu respecte legea sau să nu respecte regulile. Deci suntem constrânși să avem această atitudine și cred că acest lucru face diferența. Bun, acum, instituțional, ce putem face? Probabil asta mă întrebați. Legi nu putem face, dar putem să ne exprimăm puncte de vedere. Putem să analizăm proiectele de legi, putem să identificăm vulnerabilitățile, să identificăm riscurile și să explicăm tehnic sau mai puțin tehnic care sunt consecințele. Așa cum am făcut-o și în ianuarie când a fost problema cu ordonanța de urgență numărul 13, așa cum am făcut-o și în luna august când a apărut primul proiect, așa cum am făcut-o și în luna noiembrie când a apărut acest proiect. Noi putem să explicăm cetățenilor care sunt efectele dacă aceste legi vor fi adoptate în această formă. Dar mai mult noi nu putem face. Putem să tragem un semnal de alarmă și să spunem dacă statul român vrea ca DNA să investigheze doar fapte mărunte și adoptă legi în sensul ăsta, da. Dacă în statul român se dorește ca miniștri, secretari de stat și persoane care dețin funcții politice să nu mai poată fi cercetate pentru că ministrul justiției va fi colegul lor de partid și va trimite inspecția peste procuror, da, putem să spunem aceste lucruri. Dar noi mai mult decât atât nu putem face. Faptul că împreună colegi din CSM, care până la urmă este cea mai importantă instituție din sistemul judiciar pentru că este garantul independenței justiției și atitudinea CSM-ului pe aceste proiecte de lege a fost una extrem de fermă și unitară cu sistemul judiciar sau a fost o voce unitară în sistemul judiciar, cred că este extrem de relevant. Putem să ne exprimăm opinia, mai mult cred că alții trebuie să facă, dar faptul că participăm la acest tip de dezbatere cred că este extrem de important. De ce? Pentru că le explicăm oamenilor ce se poate întâmpla. Și v-am spus, o simplă decizie a Curții Constituționale a scos din buzunarul cetățenilor români 188 de milioane de euro. Vrem pe viitor să se producă astfel de pagube și să nu le investigheze nimeni că modificăm abuz în serviciu? Nu știu, asta e o întrebare la care trebuie să răspundă societatea. Faptul că există astfel de dezbateri, că arătăm vulnerabilitățile, că arătăm problemele care sunt, cred că este extrem de important. Noi nu putem să mergem în Parlament și să negăm dreptul parlamentarilor de a vota acest proiect de lege, dar nici alții nu pot să nege dreptul nostru la opinie și dreptul nostru de a explica oamenilor care sunt consecințele. Am o întrebare foarte scurtă pe care pot eventual să o adresez
oamenilor politici din această sală. Mă mir că nu se spune că, cred, doamna judecător a spus că, și, s-a mai, și domnul judecător cred că a spus, că procurorii șefi urmează să fie numiți de ministrul justiției, da? Nu? De un consiliu. Dar nu de CSM. Ori, credeți că, poate n-am înțeles bine, dar întrebarea mea este următoarea. Propunerile, în fine, proiectul de lege despre care vorbim, nu credeți că intră în contradicție cu articolul 125 al Constituției României și aici poate ar fi o pârghie de acțiune care spune foarte clar că propunerile de numire și propunerile și sancționările judecătorilor sunt de competența CSM. CSM, ba da, îndeplinește rolul de instanță de judecată, da, nu, asta e încă altceva. Deci, de propunerea dumneavoastră, nu simțiți că asta ar fi întrebarea, dar poate are și o dimensiune politică, că acest pachet de legi vă ia anumite drepturi prevăzute de Constituție? Bun, poate o să răspundem. Era înscris domnul Ludovic Orban și dau microfonul. Să rămână, bună ziua. Mulțumesc de invitație. Voi încerca să prezint opinia mea și opinia noastră față de o nouă tentativă de modificare a legilor justiției. În primul rând să ne aducem foarte bine aminte că tentativa de a îi absolvi pe cei care au exercitat puterea publică de eventualele consecințe ale faptelor lor în cazul în care au încălcat o lege sau au săvârșit fapte penale este o tentativă mai veche. Prima materializare a fost Marțea Neagră, în care, dacă vă aduceți bine aminte, au vrut să dea legea amnistiei și grațierii. Sigur, după aia a fost noaptea ca hoții și iată că astăzi ne confruntăm cu o nouă tentativă. O tentativă foarte ciudată, pentru că dacă era un proiect guvernamental, în mod normal ar fi urmat o procedură, ar fi trebuit să fie asumat public de ministrul justiției. Ministrul justiției a procedat ca un șmecher de la colțul străzii, în care a anunțat public că nu va înainta proiectul de lege dacă nu are avizul CSM-ului. În schimb, după aia s-a dus în comisia specială, le-a plantat tripletei celebre Șerban, Nicolae, Nicolicea și Iordache, care sunt dispuși să spună orice pe tema justiției, oricât de rupt de realitate și oricât de tare ar fi împotriva democrației. Și acum, aici trebuie să știți și mai ales opinia publică trebuie să știe că inițial dezbaterea trebuia să se facă așa cum e procedura regulamentară, pe rând în cele două camere, cu comisiile sesizate în fond, comisiile juridice. Comisia specială înființată nu avea atribuția să discute proiecte de lege care nu erau depuse până la data înființării comisiei și au trebuit să modifice în Parlament regulamentul care stă la baza acestei comisii. Oricum, este complet neregulamentar ceea ce vor să facă și anume să treacă pe repede înainte să voteze în plenul reunit. Nu există niciun fel de temei constituțional și regulamentar pentru această procedură pe care vor să o facă ei. Chiar astăzi, liderul de grup, Raluca Durcan, a depus în numele nostru și, din câte știu, și USR are o solicitare similară de a se desesiza comisia și de a se aștepta o dezbatere până la pronunțarea unui punct de vedere al Comisiei de la Veneția. Sigur, încercăm, chiar dacă știm că probabilitatea de a convinge majoritatea este destul de mică. Deci dați-mi voie să vă dau așa un context mai amplu. Chiar ne confruntăm cu amenințare la adresa democrației și nu îmi place să vorbesc lucruri apăsate și tari,
dacă nu există într-adevăr un fir roșu care să demonstreze lucrul ăsta. Cei care sunt astăzi la putere, și nu mă refer la partide în ansamblu, grupurile dominante care conduc în momentul de față treburile publice, sunt niște grupuri care sunt profund deranjate de tot ce înseamnă instituție independentă din România și sunt profund deranjați de orice om liber sau de orice cetățean sau de orice procuror sau de orice funcționar public care îi deranjează, care nu îi ascultă, care încearcă să-i facă să răspundă pentru ceea ce au făcut. Există un fir roșu de ocupare a tuturor instituțiilor publice. Uitați-vă, Curtea de Conturi, uitați-vă la ASF, am avut demonstrație clară de utilizare politică a Autorității de Supraveghere Financiară în momentul în care, dacă a îndrăznit să vorbească reprezentantul unui administrator de fond de pensii, imediat fondul de pensii a fost amendat și omul care a vorbit i s-a retras dreptul de a acționa, de a își desfășura activitatea în administrarea privată a fondului de pensii. La televiziune nu s-au mulțumit că au pus odată un om al lor. În momentul în care s-a făcut o emisiune care nu le-a convenit sau instituția a păstrat oarecare independență, l-au schimbat și l-au pus interimar, că e mai bine cu interimar. La radio a fost la fel, au încercat să modifice legea radioului ca să asigure o politizare agresivă și noroc a fost declarată neconstituțională legea. Pe legea referendumului au încercat să scoată în procedura de organizare a referendumului, să scoată Parlamentul și președintele, astfel încât să decidă guvernul când face referendum, fără niciun fel de mecanism procedural aici. Este vorba de un atac împotriva democrației, care este dat pe foarte multe planuri. Și iată că planul care îi deranjează cei mai tare și unde sunt de data asta dispus să facă mult mai mult decât au făcut până acum. Pentru că dacă până acum au renunțat, de data asta simt că există în grupul dominant o determinare mult mai mare în a trece aceste modificări legislative. Vă mai spun un lucru. Au amendamente și insertare. Deci nu e vorba numai de ceea ce au prezentat public. Aduceți-vă aminte că pe Iordache, lui Iordache i-a scăpat porumbelul. El a spus că președintele nu va mai avea dreptul să refuze decât o singură dată propunerea formulată de ministrul justiției, ceea ce nu e în textul de lege actual. În textul de lege actual această respingere o singură dată a unor propuneri formulate de ministrul justiției există numai în cazul președintelui și vicepreședinților în alte curți de casație și justiție. În textul legii pe șefii de parchete, președintele poate să refuze, dar trebuie să furnizeze o motivare publică pentru refuz. Dar e clar că ei asta gândesc. Ei de fapt vor să scoată președintele printr-o șmecherie specifică, cum e și la CSM, că CSM poate să refuze odată. Au amendamente pregătite în sertar, pentru că obiectivul lor, după opinia mea, este clar, se schimbe pe toți cei care conduc astăzi parchetele. Sunt în momentul de față, chiar dacă nu au arătat public decât au dat semnale, sunt în stare să meargă inclusiv până la suspendarea președintelui ca să poată să schimbe șefii de parchete cu un președinte interimar, care nu e nimeni altul decât președintele Senatului. Iar în ceea ce privește legislația, s-ar putea ca legislația așa cum este ea făcută să fie de fapt un temei pentru acțiuni mult mai ample și mult mai serioase. De ce s-a oprit când s-a oprit? De frica oamenilor, pentru că au ieșit oamenii în stradă, de frica partenerilor noștri externi, partenerii din Uniunea Europeană și partenerii euroatlantici. Ori eu cred că pe lângă opoziția pe care noi o formulăm și o vom face și pe care lumea poate să fie sigură că va fi o opoziție care se va duce până toate consecințele procedurale, regulamentare, atacuri la Curtea Constituțională. Cred că este nevoie și de o campanie de informare corectă a oamenilor să știe foarte clar ceea ce îi așteaptă și îi așteaptă lucruri grave. Eu nu pot să cred că un om care a fost ridicat de pe stradă în regimul Năstase, numai pentru că a scris un armagedon împotriva guvernului, astăzi poate să fie atât de
agresiv și de turbat în a susține niște idei care oricând se pot întoarce. Orice om poate fi ridicat de pe stradă de băieții ăștia, să fim foarte limpezi. Oricărui opozant îi se poate face dosar. Uitați-vă la televiziune care cât de cât îndrăznesc să-i mai critique cum au transformat CNA într-un instrument în care îi toacă mărunt pe orice fel de declarații ostile, în timp ce pe invers, CNA nu vede toate încălcările grosolane ale legislației audiovizualului care se fac în alte posturi publice care depășesc aceste lucruri. Cu siguranță că noi vom prezenta public punctul nostru de vedere la toate nivelurile la care putem să prezentăm acest punct de vedere. Cu siguranță că suntem dispuși să fim alături de orice om care într-adevăr vrea să-și apere libertatea, democrația și la urma urmei dreptul de a îi se face dreptate, că despre asta e vorba la urma urmei. Democrația riscă să fie distrusă în momentul în care oamenii nu mai au încredere în cei care îi conduc, în momentul în care nu mai au încredere în cei care aplică justiția, în momentul în care nu mai au încredere în puterea judecătorească. Ori chestiunea asta, războiul care se duce de cel puțin 3 ani de zile cu niște arme inimaginabile împotriva tot ceea ce înseamnă instituție, inclusiv instituție în domeniul justiției, riscă să afecteze fel de extrem de grav evoluția democratică a societății. Mulțumesc! Păi bun, dar domnule Ludovic Orban, și armele acestea până acum am văzut că sunt ineficiente, sigur, e o aritmetică a ineficienței, nu avem ce face. Dar mai mult de atâta că, nu știu, în afară de a vorbi, sesiza altceva, se poate face o grevă, o plecare din Parlament, o, nu știu, întreb, Sabina face. Există senzația că, în ciuda faptului că ne aflăm la limita insuportabilului în această democrație, există senzația că opoziția nu are nicio strategie, că nu există o unitate și un plan. Ce facem mai departe, în afară de mergem la comisie sau toate aceste proceduri pe care ni le-au explicat și Cristian Ghinea și Ludovic Orban? Există o strategie unitară a opoziției? Există ceva ce puteți face ca să opriți, de pildă, modificarea legii DNA care ar putea transforma această instituție în nimic sau într-o reîntoarcere la PNA-ul Năstase? Adică, care-i planul? Ce urmează? Aveți așa întrebare, ce să facă opoziția? Partidul Național Liberal are 20% în Parlament. Cu ăștia 20% în Parlament am atacat la Curtea Constituțională, am sesizat Avocatul Poporului, am determinat extrem de multe opriri ale unor proiecte care sunt de astea chiar ieri, dacă nu ați urmărit pe vreo televiziune, să știți că am avut ieșire în stradă în toate capitalele de județ și am prezentat public moțiunea de cenzură și suntem într-o luptă determinată împotriva acestei puteri. Pe de altă parte, avem niște arme pe care ni se pun la dispoziție de către democrație și le folosim pe toate. Nu există nimic care să putem face la care noi să nu apelăm. Și mai spun așa un lucru care... Ei, nu mai putem face nimic. Ce? S-au adoptat legile? Unde? Există toate procedurile la care se poate apela, în mod evident. Cu siguranță. Deja analizăm din punct de vedere constituțional. Nu numai, sunt mai multe. Deja noi am pregătit o analiză din punct de vedere constituțional. Doamnă, dacă vreți să vedeți unul sau doi oameni care nu se duc acolo din partea noastră, ci se duc pentru că sunt invitați de niște moderatori care nu vor să cheme comunicatorii oficiali ai partidului care reprezintă punctul de vedere oficial, înseamnă că nu vedeți ceea ce se întâmplă pe invers. Deci poziția noastră, de exemplu, pe legile justiției s-a votat în unanimitate respingerea tuturor acelor prevederi care atacă independența justiției și care riscă să împiedice activitatea anticorupție. Asta e poziția unitară a partidului. Nu,
e apariția unui asfalt. Pe de altă parte, dacă tot vorbim acum aici, vă mai spun un lucru. Căutați să nu mai atacați opoziția chiar până toate planurile, pentru că la un moment dat faceți rău opoziție și exact singurii structuri care într-adevăr se ruptă cu ăștia. Sigur că poate în trecut a existat acum un an, 2, 3, 5, au existat, să spun, temeiuri de semne de întrebare, dar vă readuc aminte că inclusiv legea amnistiei și grațiere a fost respinsă datorită opoziției de ultim moment a PNL și că a fost respinsă de Parlament, pentru că ea era ținută în sertare, datorită presiunii exercitate de președintele Iohannis și de Partidul Național Liberal. Adică nu puteți spune chiar așa, în toate demersurile legate de Parlament și de votul în Parlament, PNL de constant alături de USR acum susține toate solicitările formulate de justiție care au fost adresate Parlamentului. Știm foarte bine toate contactele pe care le avem cu oficialii europeni și cu toate astea, ei știu foarte bine care este situația și în general reacția în mare parte se vede în raportul MCV. Îmi cer scuze, dar în raportul MCV se vede cu ochiul liber. Dacă băieții ăștia nu-și dau seama că riscă să ne arunce într-o periferie a Europei după apariția raportului MCV, înseamnă că chiar nu interesează nimic. Și mai e o chestie, trebuie decuplat nucleul dur de aia care cât de cât mai au minte, care au trecut cât de cât prin niște situații și care pot să reacționeze. Bătălia nu-i pierdută, asta vreau să vă spun. Pe periferie ale prieștilor, de-aia vor la periferie. Da. Am să încerc să fiu foarte concis și sunt sigur că am să reușesc. Am ascultat cu toată atenția cele două doamne, domnul care membru al CSM-ului și cu siguranță a trebuit să plece și vreau să vă spun că n-am aflat absolut nimic nou de la dumneavoastră. Nici nu aveam cum să aflu ceva nou. Tot ce spuneți aici, ați repetat-o în numeroase rânduri în toate ieșirile publice și nimic mai mult nu puteți spune. Ce ați spus dumneavoastră, că există niște limite peste care nu treceți, este cu totul adevărat. Nu cred pentru nimic în lume că avem motive să ne îndoim, să ne punem întrebarea ce rost are dezbaterea asta. Și nu cred că ne putem face vinovați de candoare, folosesc termenul cel mai blând, să ne închipuim că plecăm de aici sau că putem să așteptăm de la această întâlnire un răspuns la ce-i de făcut. Pentru că asta este întrebarea fundamentală. Ce-i de făcut? Un ce-i de făcut care nu vă revine dumneavoastră, nu cred că există voi, apropo de magistrați, nu cred că există ei, apropo de putere, cred că există un noi în care trebuie să ne implicăm absolut cu toții. Din punctul meu de vedere, apropo de întrebarea pe care a pus-o doamna Culcer, dacă nu ar trebui să fim mai insistenți apropo de sensibilizarea unor instituții internaționale, vreau să vă dau un detaliu care nu ține de un trecut foarte îndepărtat. 2012. Sunt sigur că știți foarte bine și că aveți prezent în memorie ce a însemnat anul de grație 2012. Toată lumea a etichetat atunci ca o tentativă de lovitură de stat, un puci pe care USL-ul l-a pus la punct și nu avea pentru nimic în lume în gând să renunțe. A fost obligat să renunțe numai și numai datorită intervențiilor instituțiilor internaționale. Comisia de la Veneția, delegația Comisiei de la Veneția, care a venit în România, apropo de proiectul de modificare a Constituției, nu avea în program și o întâlnire cu reprezentanții opoziției. Am cerut PDL-ul de atunci o întâlnire cu membrii delegației, le-am explicat
ce înseamnă de fapt proiectul de modificare, comentariul lor a fost: suntem foarte tulburați de ce ne spuneți, și proiectul de modificare de Constituție a fost abandonat. Au trecut niște ani buni de atunci. Între timp, lucrurile au evoluat într-o direcție cu totul greu de imaginat atunci. Uitați-vă ce se întâmplă în Ungaria, uitați-vă ce se întâmplă în Polonia, uitați-vă ce se întâmplă în România. Salvarea democrației în România este infinit mai complicată decât reglementarea achiziției Patriotului. Aia e o chestiune care s-a pus la vot, a trecut. Mai departe, dacă ne facem iluzia că intervenția cancelarilor străine va putea să mai modifice ceva în România, repet, suntem într-o culpă de inabilitate de a analiza exact soluția. Nu cred că există o șansă de a se schimba ceva prin altfel decât printr-o solidarizare totală, generală, a tuturor factorilor, a tuturor oamenilor pentru care astăzi și prezentul este tot mai greu de suportat. Poate să pară de domeniul utopiei ce spun, dar o altă soluție și o altă realitate nu există. Întrerupe voi dialogul cu ei sau aștepta minuni într-un parlament în care au un control total pe toate mâinile ridicate sau pe toate bilele puse așa cum se cuvine în urnă, înseamnă iarăși că nu putem evalua exact raportul de forță. Dar soluție nu există atâta vreme cât rămânem doar în iluzia că prin rezistența oamenilor corecți din magistratură sau zbaterea și toată inițiativa pe care are un grup parlamentar sau altul se poate schimba ceva. Acest ce-i de făcut, eu cred că este o întrebare, unica întrebare care poate și trebuie să ne dea insomni. Da, iertați-mă că revin, am cerut cuvântul Andrei Bora pentru că simt nevoia să fac o precizare, să-mi cer scuze pentru neclaritatea vorbirii mele anterioare. Aș fi foarte nefericit să înțeleagă că reproșurile mele se îndreaptă către reprezentanții instituțiilor juridice de față. Pentru noi sunt singurul punct de sprijin și de speranță, ca să fie limpede. Când m-am referit la o vorbire tehnică, am avut în vedere faptul că e vorba de o cursă pe care cred că ne-o întind, de câte ori aruncând peste noi maldere de lucruri care cer detalii tehnice și limbaj tehnic, sunt bucuroși să ne lase să discutăm la infinit, ei văzându-și de treabă. Acum, până la urmă, fiecare popor care intră istoric în spațiul democrației, își trăiește democrația pe care o merită, cuvântul nu-i bun, nu merită, pe care i-o oferă tradiția lui istorică. Noi nu putem sări peste umbra istoriei noastre. Asta e democrația pe care am putut-o trăi în cei 20 ceva de ani din urmă. Așadar, niciun om cu bun simț nu poate să vă ceară să funcționați altfel decât ați funcționat. Dacă se poate reproșa ceva cuiva și dacă spuneam că ne trăim democrația pe care o merităm, atunci trăim chiar democrația celor care n-au ieșit la vot. Oricum am întoarce lucrurile pe toate fețele, am ajuns aici pentru că le-am dat această majoritate în mână. Drept care, singura soluție este ca cei care au făcut dezastrul ăsta, stând trufași sau prostește acasă, să și-l repare, să repare ce ne-au făcut. Să ne reparăm ce ne-am făcut. Asta e tot. Altceva nu văd. Și asta mână în mână cu cei care mai au ținuta dumneavoastră. Vă mulțumesc.
O clipă, am să iau microfonul pentru că voi fi nevoită să plec și îmi cer scuze dinainte. I-am spus doamnei Pora, înainte să mă invite, că am acceptat o altă invitație la Facultatea de Drept la Șuiete Culturale, unde voi vorbi despre dilemele etice ale judecătorului. Voiam să vă spun că aveți dreptate când vorbiți despre unitate și trebuie să se unească nu doar societatea civilă, ci trebuie să se unească și magistratura. Pentru că dacă n-ar fi nimeni care să poată să fie folosit pentru a exercita presiunea asupra colegilor, n-am avea această problemă. Eu cred că magistratura este unită, pentru că ați observat că s-a încercat o divizare între judecători și procurori și rezultatul a fost că niciodată n-am fost atât de uniți cum suntem acum. Deci cred că există speranță. E adevărat că, din păcate, există voci în magistratură. Ați amintit televiziuni la care se duc, din păcate, colegi. E adevărat, dar sunt, sper eu, sper, și poate sunt o idealistă, dar sper că sunt voci izolate, pentru că magistratura este unită. Așa cum cred că și societatea civilă este unită, chiar dacă aveți și între dumneavoastră oameni care poate că nu sunt în aceeași voce, dar sper că aceștia sunt excepții și cred că, de fapt, în unitate stă soluția noastră, pentru că numai prin unitate putem să salvăm aceste valori democratice. Faptul că întregul sistem judiciar s-a ridicat, că pot să spun întregul, pentru că câteva voci izolate, chiar dacă sunt inclusiv din Consiliu, nu pot să însemne că nu este vorba despre întreaga magistratură, înseamnă cu adevărat și societatea trebuie să înțeleagă că valorile democrației sunt în pericol, pentru că atunci se ridică judecătorul să vorbească. Noi am vorbit mult mai direct decât am vorbit în alte situații, să știți. Chiar și așa, că pare un ton moderat, dar pentru cât suntem noi de rezervați, pentru că judecătorul în mod obișnuit este un introvert, noi am vorbit foarte deschis. Asta este structura noastră, nu e a mea, eu sunt excepția aici, dar judecătorul ca și tipologie umană este un introvertit, el nu vorbește public. Sunt câțiva reprezentanți ai lui prin care vorbește, dar iată că magistratura este unită și cred că putem să transmitem acest semnal și cred că există speranță. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, a fost o plăcere să discut cu dumneavoastră. Mulțumim mult, doamna judecător, că ați participat. Doamna judecător Camelia Bogdan, nu? Acolo, mulțumim. Hai, am deschis și microfonul. Bună seara, în primul rând aș fi dorit eu să ofer un răspuns întrebării adresate de doamna Rodica Culcer, care sunt consecințele care planează asupra unei societăți în care domnia legii nu este asigurată. Din punctul meu de vedere, m-am interesat, având în vedere situația că eu, în calitate de expert al Uniunii Europene în materia combaterii intereselor financiare ale Uniunii Europene, am fost exclusă din magistratură. Care sunt aceste consecințe și dacă pot explica în fața înaltei curții care este situația? Și da, mi s-a răspuns, păstrându-mi calitatea de expert și după excluderea din magistratură, în prezent fiind expert privat, că se poate retrage accesul la fondurile Uniunii Europene pentru nerespectarea ceea ce se înțelege rule of law. Revenind la problemele ridicate de dumneavoastră, într-adevăr, modificarea legilor justiției aduce această problemă a funcționării în deplină legalitatea inspecției judiciare și ați ridicat dumneavoastră anumite presiuni la care ar fi expus și magistrații dacă s-ar trece inspecția sub autoritatea Consiliul de Integritate, paralel CSM-ului. Nici în prezent inspecția judiciară nu scutește magistrații care au o anumită autonomie de gândire de aceste neplăceri. Eu am spus, după ce se va termina cazul meu, o să prezint public întreaga suită de cercetări disciplinare la care am fost expusă, care mai de care mai nefondate, pe majoritatea le-am câștigat chiar și această cercetare disciplinară. Nu este această problemă, că ne alocăm timp să ne apărăm într-o cercetare disciplinară, cea mai mare problemă. Și parafrazându-l pe André Breton, eu consider că revolta este o forță a creației. Eu m-am simțit foarte stăpână pe mine în perioada de peste 2 ani de zile în care am fost nevoită să fiu cercetată disciplinar. Și chiar în dosarele Ultra Pro Computers și BCR am descoperit tipologia ale falsului proces, ale returnării împrumutului, ale
spălării banilor prin împrumutul nereturnat, cred că am dispus aducerea la bugetul statului român prin aceste două cazuri soluționate în cercetare disciplinară, mai mult decât au sequestrat procurorii DNA într-un an de zile. Problema este că un judecător, atunci când este supus unor cercetări disciplinare, nu are nicio pârghie să solicite constatarea nelegalităților disciplinare. Eu am adresat plângeri CSM-ului, am adresat plângeri inspecției judiciare, am adresat plângeri parchetelor. Mi s-au deschis corespondența electronică, s-au folosit înscrisuri false împotriva mea. Am cerut rectificări din partea purtătorilor de cuvânt. M-am adresat CNA-ului pentru ca să ia măsuri ca acest linșaj mediatic să fie stopat și m-am adresat CSM-ului în calitate de garant al independenței justiției să-și exercite acest rol constituțional și a interveni pentru ca CNA-ul să respecte protocolul încheiat între judecători. Percepția mea este că încerci, bineînțeles, eu nu o să-mi pierd niciodată încrederea în justiție, dar nu îmi pierd încrederea în idealul meu de justiție. Când văd că anumite sesizări trenează, că se refuză a se identifica anumite fapte, a se investiga, chiar și aceste fapte pe care cu bună credință le-am sesizat DNA-ului, încercarea de a se incrimina abuzul în serviciu într-o societate în care, repet, România a ratificat Convenția ONU împotriva corupției. Suntem parte la această convenție, abuzul la serviciu, nu am formulat nicio rezervă. Noi trebuie să înțelegem că și abuzul în serviciu este o infracțiune de corupție în sensul standardelor ONU și că nu putem fi obligați să trăim într-o societate în care acredităm că este legal să prevedem acest prag până la care să furi. Mai este o problemă și aș dori, fiindcă nimeni aici nu a adus-o în discuție, în Parlament există și aceste legi de modificare a codului de procedură penală și se prevăd căi de atac împotriva ordinelor de confiscare pronunțate prin hotărâri penale rămase definitive. Doar revista 22 a atras atenția asupra acestei încercări de modificări care se fac de modificarea codului de procedură penală care se face acum în Parlament. Repet, se aduce atingere securității juridice a hotărârilor penale definitive. Acum, găsim soluții. Ce ar fi de făcut? Fiecare în funcție de atribuțiile noastre, eu în calitate de judecător nu am ezitat să nu abdic de la principiile de aplicare a legii, să fiu proactiv în investigațiile pe care le-am desfășurat în vederea aflării adevărului. Cred că ar putea contribui la creșterea încrederii pe care ar trebui ca orice cetățean, repet, acum vă vorbesc și eu din punct de vedere al unui justițiabil, să o aibă în sistemul de justiție. În ceea ce mă privește, de-a lungul carierei m-am lovit, am fost cercetată, trasă la răspundere de anumiți magistrați în privința cărora eu am adresat organelor de urmărire penală rugămintea de a verifica suspiciunea rezonabilă că planează asupra acestora această temere că au săvârșit în trecut infracțiuni. Dacă putem concretiza că noi avem un stat de drept în care în fruntea CSM-ului există un magistrat care este acolo fapte de fals, de abuz în serviciu, nu au fost investigate. S-au prescris în 2015. În fruntea inspecției judiciare avem o persoană care nu și-a declarat în calitate de judecător apartenența la masonerie. A săvârșit această infracțiune de fals în interese. Am antamat, bineînțeles, și problema fiind proactivă, să vedem ce ne așteaptă la Înalta Curte de Casație și Justiție. La fel, există un judecător în privința cărora aceiași jurnaliști, fiindcă este prima dată când într-o cercetare disciplinară se acceptă ca alături de inspecția judiciară să participe persoane condamnate de respectivul judecător, în cauza mea este vorba de Fundația Facias, a domnului Dan Voiculescu. Acești jurnaliști, în prezent, o șantajează pe vicepreședintele Înaltei Curți,
Gabriela Bogasiu cu faptele săvârșite, presupus a fi săvârșite, de către soțul domniei sale, când era avocatul Mihai Bogasiu, în privința cărora se spune că spăla bani pentru domnul Gabriel Rădulescu. Nu mi-ar fi atras temeri aceste suspiciuni dacă nu erau publicate pe portalul Lujul informările de la SRI. Doamna judecător, îmi cer scuze că vă întrerup, dar haideți să nu deviem de la asta tema spun, dacă discuției, aceste... mai ales că oamenii nu știu nici cine e Rădulescu, nici... Dar dacă aceste suspiciuni ar fi fost investigate în timp util, dacă un magistrat nu ar fi nevoit să meargă până la capăt în cercetările sale disciplinare, și atunci când formulează cu bună credință denunțuri penale și plângeri penale, are sentimentul că aceste apărări sunt analizate? Eu, din punct de vedere al unui justițiabil, consider că activitatea organelor de urmărire penală, activitatea inspectorilor judiciari mi-ar fi potențat încrederea în statul de drept. Și, repet, pierderea încrederii în statul de drept poate atrage aceste consecințe din partea Comisiei Europene. Da. Retragerea sprijinului financiar. Vreau să o întreb pe doamna procuror general dacă întrevede în termen scurt, adică până la sfârșitul anului, posibilitatea ca aceste legi să treacă, ca domniei sale să îi se ceară revocarea din funcție și ce crede că s-ar putea face. Pentru că ăsta e scenariul care circulă, acum am ies puțin din pielea de moderator, că tot ne apropiem de final. Sigur, dosarul Teldrum Dragnea ia înnebunit pe toți, precum vedem, da. Deci, ceea ce se întâmplă zilele acestea e rezultatul direct, după opinia mea, al acestui dosar și al, în sfârșit, grupului de acolo. Deci, cum vedeți, pentru că și dacă se schimbă legile și revocarea din funcție a noastră, a procurorului general, a adjuncților și așa mai departe, devine extrem de simplă până la urmă, nu? Adică există un plan ce, să zicem, că pe bel la văd. I-am scos președintele din procedura de revocare, asta le dezvăluie adevărată intenție. Îmi pare foarte rău, domnul Tudorel Toader a vădat la Ca să vă răspund la întrebare, din punctul meu de vedere, există un singur plan, cel puțin în prevența DNA, să ne facem treaba. Până în ultima zi, acest lucru o să-l fac și eu, până în ultima zi de mandat sau până în ziua în care se cere revocarea sau ce se mai poate cere. N-am niciun fel de emoție cu privire la acest lucru. Mi-e foarte greu să comentez situații ipotetice. Pot doar să spun că adoptarea acestei legi va avea efecte și consecințe grave, ca cele pe care le-am spus, mai ales în ceea ce privește independența justiției. Cât privește un anumit caz, nu am voie să comentez cazuri particulare și nici nu o voi face, chiar dacă sunt și jurnaliști și moderatori în același timp, nu am să fac acest lucru. Ce pot să vă spun, că indiferent de ce se întâmplă în spațiu public, noi cei din DNA o să ne facem treaba, indiferent câte presiune a fost și va fi, o să ne facem treaba, că ne facem bine, repede, sau ar trebui mai bine sau mai repede, asta nu știm, o să tragem concluziile la sfârșitul anului. Cert este că o să continuăm să ne spunem punctele de vedere pe acele modificări care ne vor afecta activitatea și până în ultima zi a mandatului eu o să-mi fac treaba și la fel și colegii mei. Mai mult, nu știu dacă... Da, și... O întrebare foarte scurtă. La un moment dat, președintele Iohannis a invocat posibilitatea declanșării unui referendum pentru legile justiției. Credeți că acest lucru mai e de actualitate? Poate juca ceva, măcar simbolic, în această chestiune dificilă? Cine
știe ce... Să vă dezamăgesc, eu sunt procuror, mă pricep la justiție, deci n-aș putea să vă răspund la această întrebare. Referendumul pe care îl propusese, din câte țin eu minte, era un referendum pentru integritatea în exercitarea funcției publice. Pentru că e foarte greu, nu poți să faci referendum dacă sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu legile justiției. N-ai cum să faci. Trebuie să faci un referendum pe o temă care, într-adevăr, să facă, să poată să facă constituțional și legal obiectul unui referendum. Dar aici vă dați seama, într-o astfel de situație, declanșarea unui referendum trebuie să fie extrem de bine gândită și trebuie stabilit pe o temă care, într-adevăr, să, că pot să nu-ți vină oamenii la vot, să nu mobilizeze suficient de mult tema respectivă sau tema respectivă să nu genereze ecoul în populație și poate fi boicotat, pentru că dacă îți boicotează, să spun, o parte din public îți boicotează referendumul, e posibil să nu întrunești majoritatea de 30%. Și picarea unui referendum ar face foarte rău în general celor care într-adevăr vor să aibă un sistem de justiție independent și o putere judecătorească care e putere adevărată în stat. Păi cu siguranță, dacă trec de Parlament, nici nu mă îndoiesc că va retrimite, poate să adreseze curții constituționale, are multe pârghii la dispoziție, care sunt convins că va apela la ei. Bună seara! Foarte, foarte scurt, pentru că ora este deja avansată. Pot să vă spun că în momentul de față există două instrumente constituționale care sunt declanșate în Parlamentul României pentru a încerca să rezolvăm din situație. Avem o propunere de revocare din funcția președintelui Camerei Deputaților și nu este propunerea împotriva lui Liviu Dragnea, ci pur și simplu o propunere prin care și opoziția să poată genera schimbarea liderului uneia dintre cameri, în cazul de față pe acest proiect a Camerei Deputaților, și contează foarte mult, odată, solidaritatea opoziției pe acest subiect, manifestarea publică pe acest subiect și, de asemenea, de ce nu, atragerea punctuală a unor oameni și din cercul guvernamental sau care au cochetat cu cercul guvernamental, care să conștientizeze gravitatea situației. Până la urmă, eu cred că România este sub asediu din punct de vedere democratic, instituții vitale sunt pur și simplu urmărite pentru a fi puse la butoniera unor grupuri de interese cu comportament mafiot. Iar al doilea instrument, care este minimalizat de foarte multă lume din nefericire, este instrumentul unei moțiuni de cenzură, care evident luat în aritmetica parlamentară ar putea să fie aruncat în derizoriu, însă dacă odată există solidaritate la nivel de opinie publică pentru susținerea acestui instrument democratic și parlamentar, se poate crea acea presiune asupra parlamentarilor din cercul puterii să se dezică și de o guvernare falimentară, dar în special de un comportament politic dăunător democrației. Așadar, de ce nu să încercăm măcar în acest cadru să accentuăm importanța solidarității părții bune a societății care se opune acestui comportament de tip mafiot, să folosim evident toate instrumentele instituționale și democratice pe care le putem avea la dispoziție și, trei, presiunea opiniei publice față de cei care sunt în momentul de față în această majoritate, dar care pot fi dislocați de acolo și atrași într-un proiect de salvare a României, poate să fie reprezinte sau pot să reprezinte niște soluții. Vă mulțumesc! Da. Sigur, pardon. Firu. Un pic. Așa. Mulțumesc. Mă numesc Eugen Vasiliu,
Sunt jurist de profesie, sunt membru GDS și n-am ca amintire decât că în antichitate am fost președintele Comisiei de Cultură a Senatului. Vreau să vă spun că împărtășesc 100% disperarea domnului Iceanu. Vreau să vă spun că în acest moment, eu n-am niciun motiv să mă feresc de cuvinte, nu mai am nicio calitate oficială, în acest moment România este confiscată de un partid care la rândul lui a fost confiscat de un grup infracțional organizat. Și cred că există un aspect penal în această chestiune. Confiscarea unui partid de către un grup infracțional organizat. Căci asta se poate dovedi. Deci este un aspect penal și este exclus să nu existe ieșire în această situație. Exclus. Este ca și cum am auzit aici multe variante și nu numai aici. E ca și cum am spune în modul mioritic, asta este și la nunta mea va cădea o stea. Îmi pare rău, eu nu aștept să cadă steaua aia. Și se pot face lucruri mai violente, în ghilimele. Doamnelor și domnilor, păi într-o fabrică, când s-au supărat muncitorii rău, ocupă fabrica. Nu se mai poate lucra. Într-un parlament în care a fost majoritatea confiscată de un grup infracțional organizat, nu se mai poate lucra. Așa ar trebui făcut. Să nu se mai poată lucra. Nu știu cum. Opoziția trebuie să se gândească. Dar poate să-și încuie ușile. Aici sunt. Efectiv, ajungem să ne gândim la situații disperate, pentru că România este într-o situație disperată. Vreau să vă spun că am studiat o chestiune simplă. Da, da. Scuze, am studiat o chestiune simplă, pentru că fiind jurist m-am gândit, domne, dacă un partid în această situație, confiscat de un grup infracțional organizat, ar trebui să poată fi scos în afara legii. Pentru că probe sunt, nu se mai poate discuta. E, vă dau o veste proastă. Scoaterea în afara legii se face numai de plenul Curții Constituționale, vă rog să aplaudați, și, atenție, numai la sesizarea președintelui Camerei, președintelui Senatului și Guvernului. Păi ce ascunde această reglementare? Că numai puterea poate scoate partide în afara legii. Numai puterea, fiindcă președintele și Guvernul sunt confiscați de putere, n-au cum să fie altfel nicăieri în lume. Va să zic că și această cale este tăiată. Sigur, poate că la limită această scoatere în afara legii poate fi cerută de stradă. Poate fi cerută de stradă împreună cu opoziția. Oricum, asta e situația în care ne aflăm. Adică limita limitelor, s-au trecut toate linii roșii, toate liniile roșii. Și în consecință, chiar cred că trebuie să ne gândim la, și la astfel de soluții. Mulțumesc! Cred că discuția noastră s-a încheiat. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem în stradă, cu excepția doamnei procuror. Eu cred că există o soluție. Câtă vreme sunt 6-7 doamne pe care le-am eu în minte în clipa de față în sală, cred că putem să și activează în continuare, putem să stăm liniștiți. Așa am numărat eu, 6-7. Da, absolut, sunt convins.